În luna ianuarie, guvernul a dat o hotărâre pentru înăsprirea legislației armelor. Persoanele fizice sau juridice nu au voie să dețină sau să folosească armele de foc lungi, letale, a căror muniție dezvoltă o energie cinetică la gura țevii ce depășește 10.000 de juli. Sunt interzise deținerea, portul și folosirea de către persoanele juridice a armelor utilitare cu țeavă lungă în activități de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor, cu excepția societăților specializate de pază. Dacă ați împrumutat arma de vânătoare unei persoane autorizate, aveți obligația ca în termen de 2 zile lucrătoare să informați poliția. În caz contrar, riscați o amendă între 500 și 1000 de lei. În cazul unui număr mai mare de 15 arme letale, deținătorul are obligația de a asigura la adresa prevăzută în permisul de armă un spațiu special amenajat pentru depozitare. Potrivit unui proiect de lege, componentele esențiale ale armelor de foc vor fi marcate separat. Magazinele de arme vor avea obligația să refuză tranzacțiile suspecte și să anunțe imediat poliția, iar datele deținătorilor de arme vor fi păstrate timp de 30 de ani. Acestea sunt doar câteva dintre măsurile pe care vor să le ia autoritățile române pentru a alinia legislația națională la cea comunitară. Ministerul Afacerilor Interne a pus în dezbatere publică proiectul de lege pentru modificarea și completarea legii privind regimul armelor și al munițiilor, precum și a codului penal. Concret, apar reguli noi care vor permite un control mai bun asupra armelor și munițiilor care ajung pe mâna persoanelor fizice, dar și la anumite instituții. În primul rând, autoritățile vor să interzică la vânzare încărcătoarele care se pot monta pe arme de foc semiautomate cu percuție centrală sau cu repetiție, care pot conține mai mult de 20 de cartușe sau mai mult de 10 cartușe în cazul armelor de foc cu țeavă lungă. Pe de altă parte, se introduce obligația marcării cel puțin cu un număr de serie sau un cod a componentelor esențiale ale armelor, care sunt prea mici pentru a fi marcate corespunzător. De acum înainte, armurierii vor fi obligați să refuze tranzacțiile suspecte cu arme și implicit să sesizeze imediat poliția. Potrivit proiectului, termenul de păstrare a evidențelor privind armele de foc, inclusiv datele cu caracter personal aferente, va fi modificat, acestea urmând să fie înregistrate timp de 30 de ani. Nu în ultimul rând, pentru prelungirea valabilității permisului de armă, titularii vor fi nevoiți să facă anual o ședință de tragere într-un poligon autorizat. Codul penal se va modifica pentru a fi corelat cu noile reglementări. Astfel, la articolul 342 privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materialelor explozive, se va introduce un nou alineat prin care să se incrimineze achiziționarea, vânzarea, livrarea, circulația sau transferul armelor de foc, al componentelor esențiale ale acestora sau al muniției din sau pe teritoriul unui stat membru către teritoriul unui alt stat membru, fără drept sau dacă armele de foc, componentele esențiale sau muniția nu sunt marcate în conformitate cu prevederile legale.